Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă. Aș începe rubrica Lumea pe scurt de astăzi cu un mesaj pe care l-am primit pe internet. Nu știu autorul, din câte îmi dau seama, cred că este o compilare între mai mulți autori. Un CV al unui mare doctor, așa se intitulează acest mesaj interesant, și anume, numele Iisus Hristos, gradul Fiului Dumnezeu, Maestrul, Regele Regilor, doctorat, Regele Universului, ajutor medical, Duhul Sfânt, experiența sa, cauze și cazuri imposibile, serviciu 24 de ore din 24, specializarea sa face minuni, instrumentul său, credința, darul său, harul, cartea sa, Biblia, bolile tratate, toate, costul terapiei, credința în el, garanția dumneavoastră absolută. Poate acest medic să te viziteze chiar astăzi. În chimie, Iisus Hristos a transformat apa în vin. În biologie, s-a născut fără a fi conceput în mod natural, normal. În fizică, el a învins legea gravitației când a umblat pe apă și s-a înălțat la cer. În economie, a răsturnat legile matematicii, hrănind 5.000 de oameni cu doar 5 pâini și 2 pești. Și totuși au rămas 12 coșuri de firimituri. În medicină, a tratat bolnavii și orbii fără a prescrie niciun medicament. Istoria se împarte înainte de Hristos și după Hristos. El este începutul și sfârșitul. În Biblie scrie că nimeni nu vine la Tatăl, la Dumnezeu, decât prin El, prin Hristos. El este singura cale. Deci cine este El? El este Iisus, cel mai mare om din istorie, Iisus Hristos. Nu avea slujitori, dar ei l-au numit Domn. Nu avea calificări, dar l-au numit Maestru. Nu avea niciun medicament, dar l-au numit Doctorul Doctorilor. Nu avea nicio armată, dar toți regii se temeau de el. Nu a câștigat nicio luptă militară, dar a cucerit lumea. Nu a comis nicio crimă, dar a fost răstignit. A fost îngropat într-un mormânt, iar a treia zi a înviat. Mă simt mândru să-L slujesc pe acest Iisus, care ne iubește atât de mult. Atât de mult încât să-și ofere propria viață pentru a o da fiecăruia dintre noi. Se încheie acest mesaj, așa cum vă spuneam, l-am găsit pe internet, nu știu autorul, cred că este o compilație între mai mulți autori, probabil Ravi Zacharias, Josh McDowell și un autor necunoscut. Site-ul nature.com prezintă o nouă descoperire, și anume senescența indusă de coronavirus, adică îmbătrânirea bruscă a celulelor, senescența celulară ca răspuns primar la stres în celulele infectate. Pacienții cu COVID-19 au prezentat marcări de senescență în mucoasa căilor respiratorii și niveluri serice crescute ale factorilor de senescență sau îmbătrânire forțată a celulelor. Cercetătorii prezintă și câteva medicamente care au eliminat selectiv celulele afectate, au atenuat boala pulmonară reminiscentă a COVID-19 și au redus inflamația la testele pe șoareci. Descoperirile acestea arată celulele declanșatoare a furtunii de citochine legate de COVID-19 și daunele organelor și sugerează direcționarea senolitică a celulelor infectate cu virus ca o opțiune de tratament nouă împotriva SARS-CoV-2 și poate a altor infecții virale, mai notează site-ul nature.com. Cel mai mare dezvoltator imobiliar din China, Evergrande, s-ar putea să intre în faliment, scrie Reuters.com. Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că, deși contagiunea a fost limitată până acum la alți dezvoltatori imobiliari slabi din punct de vedere financiar și la firme cu rating mai scăzut, dacă situația ar escalada, există riscul să apară un stres financiar mai amplu, ceva gen criza din 2008. Problemele s-au răspândit deja dincolo de dezvoltatorul Evergrande. Specialiștii au avertizat separat despre o încetinire economică a Chinei care ar putea influența economia globală și ar putea afecta prețurile și creșterea prețurilor la mărfuri, mai notează Reuters.com. Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Eșecul Marii Britanii de a face mai mult pentru oprirea COVID la începutul pandemiei a fost unul dintre cele mai grave eșecuri ale sănătății publice din această țară, spune un raport al parlamentarilor. De fapt, cred că în majoritatea țărilor de pe planetă se poate spune la fel. Parlamentarii britanici au numit pandemia, care a provocat peste 150.000 de decese în Marea Britanie și aproape 5 milioane în întreaga lume, cea mai mare provocare pe timp de pace în ultimul secol.
Marea Britanie a combinat unele mari realizări cu unele mari greșeli. Este vital să învățăm de la altele, de la ambele, au spus specialiștii. De asemenea, guvernul a declarat că s-au urmat sfaturi științifice și s-au făcut judecăți dificile pentru a proteja sistemul național britanic de sănătate, mai notează BBC. Site-ul g4media.ro scrie despre criza demografică din China. Președintele Xi Jinping adoptă măsuri drastice și nepopulare, vrea să reducă avorturile care nu au motive medicale. Guvernul chinez a anunțat că va reduce numărul avorturilor care nu sunt motivate de probleme medicale, conform The Guardian, preluat de g4media.ro. Mișcarea vine pe fondul crizei demografice din China, care se confruntă cu o scădere fără precedent a natalității și cu îmbătrânirea populației. Ambele ridică probleme majore de ordin economic și social într-o țară cunoscută pentru faptul că se bazează pe munca intensivă. Decizia Beijingului este și o confirmare a faptului că politica permiterii celui de-al doilea și al treilea copil nu dau rezultatele scontate. Însă majoritatea chinezilor tineri nu vor trei copii din cauza programului lung de muncă sau transportului, costul scump al locuinței și creșterea copiilor, dar și pentru că ei înșiși, adesea copii unici, trebuie să se ocupe singuri de părinții lor care îmbătrânesc. Prin anii 70 în China s-a introdus politica unui singur copil. Familiile nu aveau voie să aibă mai mult decât un singur copil. Erau obligate să avorteze datorită numărului mare de chinezi în acel moment. Dar întotdeauna avortul este o crimă și întotdeauna crimele și orice fel de păcat împotriva lui Dumnezeu și împotriva naturii aduce sau produce roade dure și triste uneori, iar acum China se confruntă cu roadele politicii de atunci de a nu permite familiilor să aibă mai mult decât un singur copil. Asculți Lumea pe scurt. Cum este implicat Forumul Economic Mondial de la Davos în pandemia de coronavirus? Site-ul Swiss Policy Research, swprs.org, scrie: în primul rând, forumul a fost împreună cu Fundația Bill și Melinda Gates, un sponsor al exercițiului de simulare a pandemiei de coronavirus Event 201, desfășurat în New York City pe 18 octombrie 2019, în aceeași zi cu deschiderea Jocurilor Mondiale Militare de la Wuhan, văzută de unii ca punctul zero al pandemiei globale. China însă și-a susținut că sportivii militari americani ar fi putut aduce virusul la Wuhan. În al doilea rând, Forumul Economic Mondial a fost un susținător principal al sistemelor digitale de identitate biometrică, susținând că acestea vor face societățile și industriile mai eficiente, mai productive și mai sigure. În plus, Forumul Economic Mondial de la Davos colaborează cu Alianța ID 2020, care este finanțată de fundațiile Gates și Rockefeller și rulează un program de furnizare a ID-ului digital cu vaccinuri. În special, Alianța ID 2020 vede vaccinarea copiilor ca un punct de intrare pentru identitatea digitală. În al treilea rând, fondatorul Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, este autorul cărții COVID-19, Marea Resetare, publicată anul trecut în iulie, care susține că pandemia de coronavirus poate și ar trebui utilizată pentru o resetare economică, societală, geopolitică, de mediu și tehnologică, inclusiv în special promovarea guvernanței globale, adică un guvern mondial. Mai scrie Swiss Policy Research, site-ul swprs.org. Și aș încheia cu un verset din Psalmul 116, versetul 1. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Așa scrie acolo. Ți s-a întâmplat vreodată să vorbești cu cineva și să ai impresia că nu te aude? Să se uite spre tine, dar parcă se uită prin tine, așa, de parcă ai fi transparent, parcă nu te aude. Îți exprimi o dorință care este o dorință legitimă, nu lucru imposibile, ci o dorință legitimă și îți dă senzația că nu te aude. Nu se gândește la ceea ce spui, nu reacționează la ceea ce spui, nu te bagă în seamă. Te tratează cu indiferență, să nu spun cu dispreț sau poate chiar și cu dispreț. În Psalmul 116, în versetul amintit, scrie că Domnul aude glasul meu și cererile mele. Dar mai mult decât faptul că Domnul aude, El și răspunde. Și cred că este o dovadă de înțelepciune din partea noastră să nu venim înaintea lui Dumnezeu, să nu ne înălțăm glasul spre El și să-i aducem cererile noastre doar atunci când suntem pe un pat de spital sau înaintea unei probleme, a unui divorț sau unui faliment financiar, etc., ci să venim înaintea lui Dumnezeu cu laudele noastre. Pentru asta am fost creați, să-i aducem laude lui Dumnezeu în fiecare zi.
Fie ca Dumnezeu să audă glasul nostru și cererile noastre, nu doar atunci când suntem la ananghie, ci când suntem în probleme, ci să audă și laudele noastre, cererile noastre de felul: Doamne, vreau să te cunosc mai mult, vreau să pătrund în profunzimea relației cu tine. Doamne, vreau ca tu să locuiești în inima mea, să fii Domnul și Stăpânul meu. Astfel de cereri să audă Domnul. Se audă și glasul nostru de închinare și laudă la adresa Lui. Doamne, te laud că ești minunat, ești extraordinar, ești nemaipomenit. Ai creat universul, ai creat lumea, m-ai creat pe mine. Astfel de lucruri se audă Domnul de la noi. Dar El aude și atunci când suntem în probleme. Domnul aude și răspunde. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!